Din păcate, în urmă cu puțin timp, autoritățile au anunțat că numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 107. Iar în condițiile impuse de ordonanțele militare în vigoare, mersul la cumpărături poate fi unul dintre momentele în care ne putem îmbolnăvi. De aceea este bine să ținem cont de recomandările medicilor, să meargă o singură persoană din familie la magazin, să aibă mască și mănuși și să păstreze distanța față de ceilalți clienți. Când plecăm din casă, avem nevoie de două lucruri esențiale. Mască și mănuși pentru a împiedica răspândirea virusului. Când ajungeți într-un supermarket, folosiți dezinfectantul de la intrare, chiar dacă aveți mănuși, și nu vă atingeți fața. Și chiar dacă purtați mască de protecție, stați la cel puțin 2 metri distanță față de persoanele din jurul dumneavoastră și nu vă înghesuiți. E foarte importantă și partea cu mănușile, pentru că transmiterea se face în primul rând prin suprafețele contaminate. La intrarea în unele magazine, găsiți și covoare îmbibate în clor, pe care să vă ștergeți. Dacă nu aveți mănuși, le puteți folosi pe cele de la raioanele de pâine sau fructe și legume. Când ajungeți la raft și puneți mâna pe ambalaje, medicii vă sfătuiesc din nou să vă dezinfectați mâinile, iar pentru asta ar fi bine să aveți un dezinfectant mic de buzunar. În caz contrar, pentru clienți, în unele magazine deja au fost puse la dispoziție chiuvete în care vă puteți spăla pe mâini ori de câte ori aveți nevoie cu apă și săpun. De preferat este să aveți o listă de cumpărături cu cele necesare și să folosiți cât mai puțin telefonul mobil sau alte obiecte personale. Când ajungeți la casa de marcat, este important să păstrați din nou distanța corespunzătoare. Iată, în acest magazin este un geam de protecție între casier și client pentru a fi protejați ambii. Iar când trebuie să plătiți, ar fi bine să folosiți un card bancar și, dacă nu este posibil și trebuie să puneți mâna pe bancnote, este esențial să vă dezinfectați cât mai repede posibil. Cum procedăm când ajungem acasă? Foarte important ar fi să fie o zonă, să numim tampon sau la intrare, tot ce înseamnă hainele din exterior, încălțăminte, să le las acolo. E de ajutor, de exemplu, în vreun fel să ștergem ambalajele cu un șervețel cu spirit, să spunem? Putem să-l facem. Nu putem avea garanția că reușim să facem lucrul ăsta cu tot ce înseamnă ambalaj. Încă un aspect extrem de important. Acele mănuși sunt de unică folosință și le vom arunca și nu le vom arunca pe jos, le vom pune în tomberon. Și masca e de unică folosință, precum batista, că ea oricum se umezește și nu rezistă mai mult de câteva ore, așa fel încât nu vom folosi a doua zi. Iată cum se procedează deja de 3 săptămâni în Italia. Aici, la noi, s-a dat lege, autoritățile au impus agenților comerciali, supermarketurilor, să pună la dispoziția populației dezinfectante la intrare și să li se pună la dispoziție, dacă nu au persoanele respective, dacă nu au mănuși, să li se impună folosirea acestor mănuși. Ori persoana respectivă și le aduce de acasă, ori dacă nu, ești oprit și supermarketul ți le pune la dispoziție. Totodată, specialiștii ne sfătuiesc să ne facem cumpărăturile online, dacă putem, să plătim cu cardul și să îi spunem curierului să ne lase pachetul la ușă. Iar dacă nu avem nevoie urgentă de ce e în colet, e bine să-l lăsăm pus deoparte pentru o vreme, în spațiu ferit. Asta pentru că un studiu apărut în Jurnalul Medical Săptămânal, publicat de Societatea Medicală din Massachusetts, citat de publicația Time, arată că virusul poate rezista pe plastic și materiale inoxidabile până la 2 sau chiar 3 zile, 24 de ore pe carton și până la 4 ore pe cupru. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.